Maramusovic, Rada Nețvici, Maida Mehmedovic, Viviana Pavicevic, Inga Apru, Irena Raicevic și Suzana Lazovic. Actor principal, Radea Națiric. Actor secund, Vlatko Donović. Fizio, Alexander Matic. Team leader, Savo Lakovic. Și statistician, Vladimir Kovacevic. Dragan Nacvić, Majda Mehmedović, Viviana Pavicević, Inga Akrup, Elena Raicević și Suzana Lazović.
apărați aceste nume, sunt jucătoarele care vor face spectacol în Liga Campionilor pentru dumneavoastră. Seara, ne aflăm la sala polivalentă unde astăzi și-a disputat finala turneul Bucharest Trophy. A fost un turneu extrem de tare și de interesant, cel mai puternic probabil turneu al verii, în care și-au disputat supremația echipe precum Budu Jinot Podgorița, deținătoarea Ligii Campionilor, Vardar Skopje, deținătoarea locului 3 în ultimele două ediții ale Ligii Campionilor și Rostov Pedon, campioana Rusiei. Din țara noastră, CSM București, HCM Baia Mare și Corona Brașov au completat această formație de gală pe care bucureștenii au putut să o vadă în acest sfârșit de săptămână. Astăzi au avut loc finalele pentru podium și finala pentru locul 5-6. În prima finală a zilei, de la ora 13, s-a impus HCM Baia Mare în fața Coronei Brașov destul de detașat. Apoi, de la ora 15, Rostov Pedon și Vardar Skopje s-au înfruntat într-un meci destul de echilibrat, însă Vardar Skopje, prin individualitățile pe care le deține, a reușit să se impună distanțat destul de lejer. Iar în finala mare, în fața aproximativ 1500-2000 de bucureșteni, CSM București a oferit un spectacol, îndeoseb prin Line Jorgensen, dar și prin Cristina Vărzaru, care, deși la a doua tinerețe, a reușit un meci extraordinar ridicând în picioare tribunele și s-a impus în fața Budu Jinot Podgorița, o echipă extraordinară cu mare valoare, o echipă solidă, o echipă în care o are în componență și pe Cristina Negu. Astfel, bucureștencele pleacă cu un moral solid pentru Liga Campionilor. A transmis pentru Total Media News, Andrei Duță.